Incidentul s-a petrecut în comuna Budasa din Argeș, acolo unde bărbatul de 78 de ani locuia împreună cu soția lui. Seara trecută plecase de acasă la cumpărături. Soția l-a așteptat, iar când a văzut că nu mai vine, a plecat să-l caute. Până la lăsarea întunericului, nu l-a găsit. A plecat și n-a mai venit. A venit pe coastă. De dimineață a plecat iarăși să-l caute. După 2 ore i-a zărit căciula la marginea unei râpe și a bănuit că bărbatul a căzut în gol. O vecină a sunat la 112, iar un echipaj de la pompieri a sosit la fața locului. Dânsa mi-a spus că i-a văzut șapta și m-am dus și l-am auzit gemând acolo. Era în râpă? Da. Cam la ce adâncime? 10 metri. Cu greu, pompierii l-au scos din râpa adâncă și l-au dus la un echipaj de terapie intensivă mobilă, chemat și el de urgență. Intervenția a fost dificilă, având în vedere faptul că râpa era abruptă, iar persoana nu era cooperantă, se afla într-o hipotermie. Colegii mei au coborât și au preluat-o cu ajutorul unei cărci și au predat-o echipajului SMUG de terapie intensivă mobilă. Leziuni traumatice la evaluarea primară nu am găsit importante, dar pacientul e hipotermic, e vârstnic, i-am asigurat primele îngrijiri și îl vom duce la spital pentru investigații. Bărbatul a fost stabilizat și dus de urgență la spitalul din Pitești. El va fi investigat pentru a vedea dacă nu a suferit și leziuni interne în urma căderii de la 10 metri.